Salut și bine vin la episodul de astăzi, unde va trebui să mă uit pe telefon ca să îmi dau seama unde sunt și cum se numește și să pot să spun și ție. Sper să-l pronunț corect, sincer. Leptocaria, Serpentine Road. Și apoi ne îndreptăm către gunoi. Ce facem la gunoi? Trece printr-o zonă unde cic ar fi tot așa cu serpentine și poate găsim ceva să aruncăm. Leptocaria să fie atunci. Hai să vedem ce serpentine au ăștia. Am văzut că arată destul de bine, cel puțin pe hartă. Te asigur bine în stânga și în dreapta și pleci ușurel. Ce e nasol că nu prea e semnal pacii, din păcate, din ce observ. Dar sper să fie totul bine și sper să se așeze ca lumea toate alea în purbagaj pe acolo. O să se așeze pe curbele astea imediat, nu-i nicio problemă. Hai să ne dăm pic curbe. Ui, ce drăguț arată. Ieri am făcut aproape 900 de kilometri, mai am jumate de rezervor și sper să fie deschise benzinările în Grecia duminica, pentru că altfel am pus-o. Mă, care scârție acolo? Sunt două sticle, una lângă alta și de aia. Ce trebuie să ai foarte mare grijă la serpentine este să iei curbele ușor și să nu te duci pe contrasens. Știu că ți-ai dori să poți să faci în așa fel încât să fie toată strada a ta, însă pentru chestia asta trebuie să vii noaptea sau dimineața sau seara pe întuneric, cum vrei tu, dar ca idee să vii cât mai devreme sau cât mai târziu. Mai mergem încă puțin mai încet, pentru că încă este motorul rece, dar în ritmul ăsta o să se încălzească destul de repede. Deja a urcat apa și văd că urcă. Cutia este în D și o ține doar în treapta a doua, nu vrea să-i dea a treia. Așa că trebuie să merg mai încet și să admir priveliștea. Ui, ce drăguț arată acolo. Da, și dacă mergi încet, nu se întâmplă nimic ca pe serpentine, este totul în regulă, trebuie doar să turezi motorul un pic mai tare, ce-ți intră soarele în ochi. Asta este singura chestie pe care trebuie să o faci, să turezi un pic motorul mai tare ca să poată să urce mașina. Dacă ești, să zicem, cu un diesel sau chiar și cu o benzinară și stai sub 2000 de ture și e motor turbo, atunci este o problemă. Cel mai bine este să te uiți să vezi pentru motorul tău unde este... Hai mă, că îi dau eu până la urmă, dă-i pe manuală. Uite, de exemplu, acum sunt într-a treia și are 1400 ceva de genul ăsta și simt motorul cum moare, cum vibrează, toată caroseria vibrează și cere a doua, cere inferioară. Acum, de exemplu, am dat a întâia. Când să schimb treptele? Păi în momentul în care cunoști rotațiile pe minut și știi ce înseamnă fiecare turație, atunci poți să spui că le schimb la 3, 4, 5.000 de ture. Însă în momentul în care nu te pricep la chestia asta, atunci poți să spui că le schimbi în momentul în care devine motorul zgomotos. Asta este unul dintre cele mai bune metode de a schimba fără să te pricep la turație și cât înseamnă. Dacă cumva cunoști la ce plajă de turații este motorul tău cel mai bun, gen cuplu maxim între turațiile X și Y, ca ai putere cei mai mulți între X și Y, atunci poți să te concentrezi și pe chestiile astea. Acum că s-a încălzit motorul, da, a ajuns apa la 90 aproape. Mamă, dar schimbă mereu ca în sport ăsta, mă, la 3000 de ture. Hai să ne concentrăm pe condus. Vii ușor pe exterior, pui frână și intri cât mai mult pe interior, tragi mult de volan. O să-ți dai impresia că te duci în stânga sau în dreapta, dar stai liniștit atâta timp cât nu te duci prea mult spre exterior, o să fie bine și o să iei curba cum trebuie. Și la fel și aici, vii puțin spre interior, dar trebuie să ai grijă la o chestie, că în drive uită să îi dea treaptă inferioară în momentul în care trebuie. Nu asta, ci faptul că în trafic, evident, pe stradă, or să vină și mașini din sens opus și trebuie să ai grijă să nu vii foarte, de exemplu, cum e curba asta acum, nu vii foarte aproape aici de linia asta, nu veni. De ce?
Pentru că poate să fie un deștept pe partea elaltă care vine și te atinge și nu este ok. De exemplu, iarăși aici, la fel, curbă la dreapta, vii frumos pe exterior, tragi și te duci cât mai pe interior. Dacă vrei, te poți uita cu coada ochiului în oglinda dreaptă, să te uiți să vezi pe unde calcă roata din spate și o să vezi că nu calcă pe, în afara asfaltului. Da? Și aici trebuie să ai cea mai mare grijă, pentru că îi nasol în momentul în care vine cineva din sens opus. Uite, dacă intri tare și nu te duci cum trebuie, risc să te duci, uite aici, vezi, pe contrasens și ajungi așa să faci așa ceva. Și nu este ok să faci chestia asta. Pentru că există situații în care poate să vină cineva. La fel și aici, vino și dacă ai vizibilitate, te duci pe interior, te uiți pe geamul ăsta pe aici. Dacă nu ai vizibilitate, rămâi mai pe centru curbei. În funcție de viteza cu care te deplasezi, poți să stai mereu pe centru curbei, întotdeauna, fără nicio problemă. Dar asta înseamnă să mergi un pic mai încet. Da? Și acum hai să vedem ce poate golfulică la deal. Nu poate mare lucru, că n-are decât 115 cai putere, e adevărat, însă are o turbină acolo care urlă și niște anvelope noi care abia așteaptă să se învârtă pe curbe. Și localnici ăștia cu mașini mici, băi, o ard, frate, nu glumă pe serpentine. Mai ales la coborâre, e plăcut să dai la coborâre. Că te simți ca și cum ai avea 150 de cai putere cu o mașină de 80. Și întotdeauna, indiferent cum te dai pe curbe, încearcă să rămâi pe mijlocul benzii pentru a evita posibilul trafic din sens opus. E, și acum intervine partea aia în care, dar cum corectez, domnul, o curbă dacă am intrat prea tare? Păi, în primul rând, trebuie să analizezi foarte bine curba și în linie dreaptă să pui cât mai mult frână și pentru că ai și ABS poți să pui frână și în curbă. Însă ce ar trebui să ai grijă este să nu bruschezi mașina și să nu faci chestii haotice. Spre exemplu, dacă observi că te duci de cum e aici, nu. Cum e aici, stai două secunde, că îi priveliștea prea frumoasă. Ne punem pe avarii și sperăm să nu ne ducem în șanță. În momentul în care lași mașina de genul ăsta, ai grijă cum o lași și să fie cu roțile în așa fel îndreptate încât să nu se ducă aiurea. Din păcate, afară n-o să pot să vorbesc, așa că o să te uiți doar și o să punem, cred că, niște muzică, pentru că bate vântul. Hai din nou! Spune că aia este marea, dar nu știu ce mare este. Știu doar că acolo este insula Tasos. De aici se vede frumos. Și cam asta e tot ce pot să-ți spun, atât. Nimic mai mult. Pentru că am lipsit la geografie. Și acum, sincer, îmi scapă, că nu m-a interesat așa de tare. Plăcut, Paci, bă! Uite, și mai vine și o mașină. Perfect, bine că am oprit eu. Să poată să treacă. Dup, am meritat 900 de kilometri. Uite, vezi ce spuneam? Ia uite cum a luat curba ca deșteptul. Uite, și mai devreme, cât am stat afară, a trecut o mașină. Sper să pot să iau înregistrarea, că zgomotul era varză. Și a trecut o mașinuță care evident a respectat toate regulile de circulație. În sensul că a călcat cu mult peste linia continuă. Nu pentru că eram eu aici, ci pentru că pur și simplu el este inteligent. Și ghișe, în vârful dealului ai semnal. Ce tare. Amu,
faza e așa. Te uiți în oglindă și dacă nu vine nimica, ușor din ambreia și din accelerație și pleci. Și cum ți-am zis, pe interiorul curbelor la stânga nu intri spre contrasens niciodată. De ce? Pentru că te poți trezi cu unul care vine și să meargă pe exterior și atunci te pocnește. Iar în momentul în care ești în sens invers, ai grijă la curbele la stânga, pentru că poate să vină cineva pe interiorul, pe interiorul curbei lor și pe exteriorul curbei tale și să te pocnească, cum a fost la Dinaur, de a veni și a călcat peste ambele linii, s-a dus cu mult în stânga pentru că a simțit el, domne, că nu vine nimica, că e liber. Da, așa că vii pe exterior aici sau pe dreapta, dacă nu știi ce înseamnă exterior, te pui ușor spre mijloc, dar te uiți foarte bine în față să vezi dacă vine ceva. Dacă ai vizibilitate și nu vine nimeni, te bagi. Dacă n-ai vizibilitate și nu-ți dai seama sau vine cineva, atunci rămâi cât mai pe centru curbei. Cu cât ai vizibilitatea mai bună, cu atâta poți să te dai mai tare. Dacă ai prieteni care îți închid drumul sau care te anunță că bă, nu vine nimica, atunci e perfect, mai ales dacă ai și roțile care se învârt pe spate. Hai să încercăm un pic în manuală. Iar cu motorul, dacă e aspirat, n-ai nicio problemă, te poți juca cum vrei tu, pentru că nu prea contează prea mult, pentru că nu este afectat așa de grav, în sensul că, da, ai o anumită plajă de turație la care trebuie să te joci și să nu te duci prea jos, însă, ca idee, trebuie să ai grijă în momentul în care ai turbină, că atunci e problemă, că trebuie să depinzi de turbina aia pentru a obține toți caii putere. Și în momentul în care dai treaptă superioară, trebuie să ai grijă să cadă turația sub acel, sub acea, să nu cadă sub acea turație pe care motorul o simte că este sub turație, că nu poate să tragă. Uite, de exemplu, cum e acum la mine la 1500, nu poate să tragă prea bine. Trebuie să aștept să urce la 2000 de ture și abia apoi începe și se simte zvâcul ăsta care îl vezi tu acum. Și în momentul în care dau, de exemplu, la 3-4000 de ture, atunci este mult mai ok. Și după cum vezi, se poate conduce foarte ușor cu o singură mână, doar cu podul palmei și atâta tot. Nu ai nevoie de 5 mâini, de 5 nu știu ce chestii și nu știu ce prostii. Evident, nu este recomandat să faci așa ceva pentru că este periculos, însă ca idee se poate. Cu piciorul pe frână, evident, trebuie să ai grijă. Cel mai important într-o curbă nu este cât de mult pui frână sau cum pui frână, ci este momentul în care iei piciorul de pe frână. În sensul că dacă iei prea devreme, o să iei curba prost. Dacă iei prea târziu, o să iei curba prost. Așa că trebuie să găsești momentul în care este ok. Și la un moment dat, o să ajungi și apropo de turații, să nu mai ai nevoie să te uiți și să asculți motorul, ci pur și simplu o să simți când trebuie să-i dai treapta de viteză. În special dacă asculți motorul foarte bine și dacă simți mașina, atunci o să poți să schimbi treptele de viteză. După cum vezi, a crescut un pic ritmul de circulație și evident că a crescut și ritmul meu în care vorbesc. Ui! Ca dovadă, diferența între un mers normal pentru că are pasageri în mașină și un mers mai rapid pentru că sunt singur în mașină. L-am ajuns din urmă. O, uite cum a luat curba. E adevărat, ai vizibilitate, se vede tot ce trebuie, dar ca idee nu este ok să faci chestia asta. Revenim acum, nici așa ceva să nu faci teoretic, pentru că iarăși este periculos, pentru că cineva se poate da tare. Dar la ora asta, teoretic, nu vine nimeni în direcția asta. Știe el pentru că este localnic. Auci. Uf, mamă, ce am obosit. Am și vorbit, nu? E, am ajuns la destinație.
cu frâna, ce voiam să spun, de preferat este să pui cât mai mult în linie dreaptă, în cazul în care nu ai experiență, și pe urmă, ușor, treptat, să tragi de volan și să ridici piciorul de pe frână ușurel, ca să poți să faci chestia asta. Amul depinde de fiecare cum își cunoaște mașina. De preferat, dacă vrei să te dai tare, evident, trebuie să știi să cunoști mașina foarte bine. Nu se poate să lucrezi cu o mașină care nu o cunoști. Atâta timp cât tu nu cunoști mașina, nu știi ce înseamnă, nu știi nimic despre ea, nu o să poți să o conduci ca lumea. Poți să conduci din A în B fără nicio problemă, nu spune nimeni, Doamne ferește, adică uite, poți să mergi cu 20 la oră fără probleme, că nu te încurcă nimeni. Grecii s-ai liniștit depășești și pe linie continuă. Asta nu-i problemă. Grecii depășesc imediat. Wow, s-a dus rezervorul sub jumate, deși era mai deasupra. Da, deci ca idee, grecii depășesc fără probleme pe linie continuă, românii la fel, dar ăștia diferența e că te claxonează și te înjură și te spurcă și te face și te trece. Asta e singura diferență. Da, cui pasă că te claxonează, frate? Te dai frumos pe dreapta, dai semnal și îl lasă să se ducă. Încetinești de preferat, nu te ambiționa să accelerezi, pentru că nu își are rostul. Da, vezi, uite, după cum observi, e în treaptă inferioară, e în treaptă superioară, nu contează, încet poți să iei orice curbă fără nicio problemă. Vezi ce frumos? Merg liniștit, urc fără nicio problemă, e totul frumos, merg doar pe mijlocul curbei, n-are nicio treabă. Însă în momentul în care vrei să o faci mai rapid, atunci trebuie să-ți cunoști mașina foarte bine. Pentru că uite aici, pui frână și trebuie să știi când să iei piciorul de pe frână să-l pui pe accelerație. Evident, poți să te joci și cu pedalele dacă vrei și să faci vâf călcâi, cum s-a spune în română, heel and toe, și atunci poți să îi dai un rev matching în momentul în care schimbi treptele de viteză și alte nebunii. Însă, da, trebuie ceva experiență și trebuie foarte mult exercițiu, sincer. Cel mai mult exercițiu trebuie. Consumul în momentul în care am urcat pe aici și ne-am jucat cu mașina este de 15%. Asta pentru curioși. Este exact cât pentru un V8 în momentul în care merge liniștit la drum lung. De mi-am adus aminte că am coleg la muncă care are un V8, 4 litri parcă, din câte țin minte, și l-am întrebat ce consumai, domne, la drum lung. Nu știu, în jur de 15, nici nu vreau să mă uit. Dar na, știi cum e vorba aia, pasiunea se plătește. Și fiecare trebuie să aibă un hobby. Pentru unii sunt țigări, pentru unii sunt alcoolul, pentru unii sunt cărțile, pentru alții meșteritul, pentru unii pur și simplu mașinile și motocicletele. Cum ar spune unii, ești fiare, bă. Ce vă place la fiarele astea, nu înțeleg. Nu, ce pot să spun? E ca și cum ai spune de ce ți-a plăcut în copilărie să te joci cu jucării. Cam așa este. Uite, de exemplu, i-am dat acum a treia, e subturat motorul. Cum îmi dau seama că e subturat? Ori mă uit la turații și știu unde este subturat, ori îl ascult, îl simt și simt că mașina vibrează un pic, de exemplu, la diesel. Întotdeauna când e subturat, vibrează un pic mai tare că e motorul mai gălăgios. La benzinare e un pic mai greu, mai ales dacă sunt și aspirate. N-am mai condus de mult o turbină, așa că nu pot să spun cum ar fi pe benzinare cu turbină. Însă, ca idee, sunt un pic mai gălăgioase motoarele în momentul în care sunt subturate. Imaginează-ți cum ai face tu în momentul în care te pun să urci la deal cu, nu zic cu o tonă în cârcă, dar cu 20 de kilograme în cârcă. Cum ai reacționat tu în momentul ăla? Da? Să presupunem că te pun mai întâi să mergi pe drum drept și pe urmă îți spun urcă-te rog frumos, rampa asta e mică aici, dar să știi că tot contează. Așa, și în funcție de asta o să vezi cum, cât de greu este să urce și o să strâmbi și tu din nas, evident. E, așa face și motorul tău. În momentul în care îi dai o treaptă superioară și scad turațiile sub acel punct de turație care îl consideră el subturat și nu este ok, așa o să faci și tu, exact precum motorul ăla. O să strâmbi din nas și o să spui că nu-ți place. Iar la dieselul Euro 3, Euro 4, sub Euro 5 în sensul ăsta, o să vezi foarte mult fum pe țeava de eșapament în general.
Bine, acolo nu neapărat mereu, însă în general în momentul în care nu, de obicei fumul negru vine de la faptul că este motorină nearsă, din câte știam, dar dacă știi mai bine, corectează-mă că nu mă supăr. Așa, și o să vezi fum negru fie în partea în care este subturat, fie în partea în care este prea turat, pentru că are ceva probleme pe motorul respectiv. Dacă ai un motor setat cum trebuie, chiar și Euro 4, îl poți face să nu scoată pic de fum. Dar trebuie să știi cum să te joci cu calculatorul mașinii. Eu nu mă pricep, nu mă pune să-ți explic cum se face. Mergi la cineva care face tuning. Ce trebuie să ai grijă la tuning ar fi faptul că trebuie să ai foarte mare grijă la faptul că, din ce am înțeles, mai sunt câțiva care îți fac tuningul ăla șmecher, numai că îți setează pe turbină, parcă așa era faza, să aibă o anumită, să recunoască o anumită temperatură și să o lase să urce de fapt cu câteva grade mai sus decât limita ei. Ceea ce înseamnă că în momentul în care tu îi dai un șpriț, nu-i nicio problemă, da? Adică faci o liniuță la semafor și pe urmă gata, te-ai potolit. Nu-i nicio problemă că a ajuns la temperatura aia. Însă, în momentul în care o frigi mai mult timp și turbina ta ajunge la acea temperatură, mașina ta o să spună: a, turbina este la temperatura potrivită, este ok, nu a depășit limita. Da? Iar de fapt în spate turbina ta o să frigă, o să ardă și cu timpul, hai să nu exagerăm că se topește, că nu se topește, asta nu e, asta e clar, dar cu timpul o vei buși. No, am ajuns în vârf. Nu prea e mare lucru de admirat pe aici, adică să te dai jos și să privești în afară de ceea ce am văzut acolo. Mai era încă un punct mai devreme, dar doar faptul că era mai sus și atâta tot. Și în rest, n-ai decât priveliș asta așa cu mulți copaci, multe pietre. Neinteresant, bă, pentru unii. Acum nu știu dacă să ne oprim. Nu prea am loc de poze. Și dacă fac și cu aparatul foto, nu iese vreo poză emblematică. Să zici, mamă, uite ce mișto, da, acolo se vede că ai fost în locul ăla. Și după cum ai văzut, mașina o poți conduce fix cu o mână, fix cu două mâini, fix cu trei mâini, dacă vrei tu neapărat. Lăsăm ușor mașina acum să se răcească, pentru că a tras ceva destul de tare și mergem ușurel. Plus că mai am astăzi câteva sute de kilometri și nu știu exact cum și pe unde va trebui să alimentez. Dar vom găsi noi. Dacă nu, când ajung la rezervă, trag pe dreapta, mă odihnesc și pe urmă vedem ce și cum facem. Hai mă, că uite, se vede frumos, deci oprim și noi un pic. Ce noroc, e mașina înaltă și nu e vreun Ferrari, că nu puteam să o bag aici. Ha, îți mulțumesc că ai venit astăzi. Apreciez faptul că te uiți și dacă revii este și mai frumos. Mă duc să fac niște poze și pe urmă probabil că o să înceapă următorul episod. O să mă uit să văd ce și cum. Hai, ai grijă de tine, rămâi cu bine și conduc cu grijă atunci când trebuie să o faci. Și nu uita, nu ești singur pe stradă. Indiferent cât de pustie pare strada aia, nu ești singur pe stradă. Dacă te crezi singur pe stradă, du-te pe circuit. Pe data viitoare, ciuse!